Bună dimineața! Durerea de spate este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care ajungem la doctor. Cauzele pot fi diverse, de la poziția incorrectă a corpului până la hernii de disc sau afecțiuni ale unor organe interne. Înainte de a ajunge la bisturiu, multe dintre aceste probleme pot fi rezolvate cu ajutorul unor sisteme computerizate care lucrează musculatura profundă. Tehnica este recomandată atât în scop preventiv, dar și ca metodă de recuperare după anumite intervenții chirurgicale. 5 secunde flexie, mișcare lentă, perfect. Doare ceva? Perfect. Se simte că lucrează musculatura cervicală? Bine. Aceste aparate evaluează fiecare persoană în parte la capitolele mobilitate, forță și rezistență musculară. Parametrii se transmit apoi către un computer central care creează un program personalizat, menit să acționeze punctual pe problema identificată. Practic sunt două aparate. Un aparat care abordează coloana cervicală și toracal superior și un aparat care abordează coloana lombară și toracal superior. Deci designul lor este strict coloana vertebrală și strict musculatura profundă, unde putem să testăm musculatura profundă, să vedem de la ce nivel plecăm și când terminăm protocolul de recuperare, facem în o altă testare, da? O retestare și vedem la ce nivel ducem musculatura profundă. Probleme precum hernia de disc sau lomboșciatica sunt ameliorate cu ajutorul acestor aparate și pacientul poate scăpa de bisturiul neurochirurgului dacă urmează planul stabilit de kinetoterapeut. Ne ajută foarte mult în herniile de disc. Da? Cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale sunt herniile de disc, da? Și asta ne pune o grămadă de probleme. Și operația poate să ne ajute, dar de multe ori nu poate să ne ajute. De aceea noi avem foarte multe hernii de disc pe care le salvăm de la operație. Și avem și foarte multe cazuri cu spondilolistezis, atunci când vertebrele alunecă una pe lângă alta. Și sunt pacienți cu recomandare de chirurgie în care trebuie să îi se fixeze cu șuruburi două vertebre, da? Și își doresc să nu ajung aici, începem programul și avem rezultate foarte bune. Pacienți care nu au ajuns la operație, cu toate că au avut indicații. Procedurile sunt neinvazive și nu ajută doar la eliminarea rapidă a durerii, ci ameliorează mult mobilitatea pacientului după doar câteva ședințe.